numesc Coiț Alexandru, am 23 de ani, sunt luptător de MMA și fondatorul sălilor de Beast Team din județul Vâlcea momentan. De ce ai venit la Bate în Palma? Am venit să mă simt bine și nu prea sunt un fan al jocurilor de noroc, n-am jucat niciodată, nici măcar un bilet la pariuri n-am pus și vreau să simt și adrenalina asta pe lângă adrenalina din meciuri. Ce vei face cu banii câștigați? Am o asociație care încurajează tinerii sportivi, pentru că eu la rândul meu am încercat să fac performanță și financiar nu mi-am permis să o duc la nivelul la care am vrut, așa că am înființat asociația asta și să zic că 50% din banii respectivi îi băga în asociația mea, iar 50% o să-i redirecționez către o altă asociație, către copiii care chiar au nevoie de bani. Ai vreo strategie sau joci mai mult pe intuiție? Am niște numere norocoase după care m-am tot ghidat în viață și o să dau cu ele și o să văd dacă mă pricep sau nu.